Хотя, допустим, в процессе все случаи платишь ажитору, всегда сколько хотят. Получается, да. Am făcut asta practic, mă caracterizează pe mine, am găsit și am pus pot să o accesez fiecare. E Adrian Păunescu. Și ce intenționați să scrieți pe blog? Toate, începând de la discuții în domeniul securității, politică, până la bancuri. Deci aici sunt eu. Și asta e cea mai important. Puteam să înfac în alte părți avere, puteam să fiu un bun european, puteam să mă înscriu la mamifere. Ins metabolic de la an la an, puteam să am un os, cum au toți serbii, să-l rog meschin și fără de idei, la epocii. Eu i-am cedat toți nervii și i-am dat nici drogurile ei. Eu sunt bolnav de dumneavoastră țară, eu sunt bolnav de dumneavoastră neam. Muie înăuntru hiba ce afară, trăiam un vec, la bil dacă eram. Această boală e o boală rară, această boală e o boală grea, această boală se numește țară și dacă este ea, cine mai? Ia. Aveți acolo un mesaj, funcțiile vin și pleacă, important e să rămân oameni. Păi este un motto de-al meu. Într-adevăr așa e, fiindcă astăzi ești aici în fotoliu, mâine poți să fii iar și în altă parte. Eu toată viața am fost în cadrul armatei și toate că spun că rău este cel soldat care nu visează să fie general. Dar... mă strădeam să învăț, să învăț, să învăț, în așa mod că totuși odată devin general, dar nu pe trupuri și nu prin diferite, mai știu eu, metode nu atât de bune. Ați făcut studii specializate în Statele Unite ale Americii? Practic am realizat la un moment că fără limba engleză, fără studii adăugătoare, cariera nu mai merge înainte. Și atunci am aplicat pentru limba engleză, am câștigat concursul și în cadrul Armatei Naționale, și am fost selectat pentru Colegiul Comandament Stat Major a Armatei Americane și iată practic acest în el este, spunem, nu rezultatul, mai mult este imaginea celor 2 ani de muncă care au fost, care au avut înainte de asta încă 8 ani grei de muncă. Că rezultatul nu este el, rezultatul este aici și cred că și acțiunile. El reprezintă Colegiul de Comandament și Stat Major, care l-am absolut, prima instituție de învățământ americană. Nu este aur, spun deodată, nu e briliant, dar este un simbol a nopților nedormite și greutăților care le-am durat atunci. V-ați imaginat vreodată să faceți altceva decât să fiți militar sau... Nu mi-am pus acest scop până a trece în rezervă în 2007. După 2007 chiar m-am gândit mult ce aș putea să fac, încotro să merg, în ce domeniu. Am cercat puțin din afaceri, cred că nu este domeniul meu. Și îmi pare bine că am avut acea posibilitate să mă implic în lupta politică și... acea propunere care a venit de la Partidul Liberal, de la domnul Ghimpu, ca să accepte, în final să accept funcția de ministru al apărării. Să vă întreb vis-a-vis de acest lucru, cum ați făcut cunoștință cu domnul Ghimpu? Printr-un prieten de-al meu am solicitat dacă este posibil să-mi fac cunoștință, că vreau să merg în campanie. A fost după 7 aprilie, mai bine zis prin vară, în 2009. La ce domnul Ghimpu m-a desantat, așa spunem, în raionul Fălești pentru a contribui la campania electorală și ca rezultat în septembrie mi s-a propus funcția de ministru al apărării. Nu suntem rude,
Nu suntem rude, da? Ca să știi toți, când mă întreabă, sunteți nepot? Nu suntem rude. În Partidul Liberal este important să ai cunoștințe, să lucrezi, să promovezi acele idei care sunt aproape de valorile naționale. Tabără! Rep! Loc de pas. Domnule ministru, fără de tabără militară, îți pazăr 2, s-o ocup cu furul plavă. Loc de pas. Și tabără militară, cu mamă tălengară, cu unii mutre. Loc de pas! Să trăiți. Cum? În tabără. Tot în regulă? În regulă. Eu cred cu furul plavă. Deci eu am jumătate de oră, numai masa o controlăm. Vedem calitatea mesei. Dar voi și stați așa, asta și e la noi. A? Strâng mesele? Păi și țineți așa, când ați termină? O! Mai activăm? Lucrul merge încă? Șoarele mai țin? Încet? Așteptați-i bine. Cu mâncarea, băi? E bun sau unde obște e bun? A? Unde obște e bun? Dar ajunge? Vă ajunge mâncare? Prețez? Prețez? Da? Să rămâne? Dilema cu rămasă mai greu, da? Din concediu pe maternitate. La noi eu activez permanent. Bine, până în august. Până noi tot trebuie să ne înțelegeți. Spune că noi facem reforma administrativă. Dorim, noi ne dorim, ea trebuie făcută. Și nu sunteți noastră unica care cade sub incidentele date. Din 2006 până în 2009 am fost în concediu de copilului, da. Și am primit indemnizație pentru nașterea copilului. Iată, muș, lămurire. Domnul ministru, în conformitate cu legislația în vigoare, militarii nu sunt incluși în lista persoanelor care achită din salariul cotizat în fond social. Respectiv, militarii nu sunt asigurați din fond social. O teme de fund. Hatuna, te rog moarte, sori pe sori pe balconic, spui să s-a sori de în pedic. V-am? Da, v-am venit la bine. Dar de ce am pe balconic? Nu, sara, simu. Da? Da, nimic, pe nivelul ăia, de ce unii. Честно заслужили майора, а? Да, честно. И так просто так по балконкам, да? Я там под обстрелом возили снаряды. Афин, Сережа. Я 9 месяцев был войну это. Good evening. Thanks for coming. And thank you very much for the invitation and congratulations with this day. I hope that it will be not 84 but 840 plus 8,500.
ministru, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să petreceți astăzi zi cu noi. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră mai departe și să reușiți să duceți la îndeplinire toate planurile pe care le aveți, în primul rând cele ce țin de securitatea țării noastre. O seară frumoasă în continuare. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră ziua de astăzi cu noi. Sper că nu v-am obosit, fiindcă asta este o zi normală de lucru. Cred ca unui ministru. Eu nu vă iau până acasă, cât mai rămân puțin de lucru. Okay. Da, pa, cele bune. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. Ați avut posibilitatea să vedeți cum se desfășoară o zi de muncă a ministrului apărării Vitalie Marinuța, cel care a petrecut o zi cu publica MD.